să mă ajut, te rog frumos, că nu mai pot. Nu, că eu mă duceam la mine în cameră acum. Am super multe teme la mate. E extraordinar. Lasă, dragă, nu se termină până mâine matematica. Hai să mă ajut, te rog frumos. Măi, băiatule, cu tine vorbesc. De ce ești așa de murdar pe pantaloni și șose? De ce? De unde sunt Adina și? Sunt la blurgit. Mă strângeau. Cum să te strângă, mai mama? Sunt Adidas de 190 de lei. Îi ducem înapoi dacă nu-s buni. Nu, nu e nevoie. Nu? Ce la față? Ce am? Dar nu e vânătaie. Adică e, dar nu arată ca și cum e. Am zis eu ceva de vânătaie? Zi, am zis eu ceva de vânătaie. Măi, Luca, ce-ai făcut? Te-ai bătut? Maria! E o alergie! Alergie? Ce? Alergie la ce? De unde știi tu cuvântul ăsta? La ce o să pățesc dacă nu fac temele? Mario! Măi, mamă, dar eu nu ți-am zis că violența nu ajută la nimic? Măi, cum ai ajuns tu, măi, Luca, mă, să te bați, mă! Da, mă, tata, mă, să te bați chiar la școală, mă, ce doamne iartă. Tu stai seama că o să te ia la ochi diriginta aia, o să scadă nota la purtare, asta vrei? Si, asta vrei? Mamă, să nu mai spui de Academia de Poliție, că e posibil să nu te mai înscrie nimeni niciodată, îți dai seama. Hai, dar cruși-o direct. Doamne, și copilul ăla are și el niște părinți acasă. Băi, Luca, băi, copilul ăla are și el niște părinți acasă. Băi, Mario, pe bune, mai bine taci. Dar ce-am făcut, dragă, zic că te ajut. Dar nu m-am bătut cu nimeni, ok? Nu te-ai bătut cu nimeni. Luca, ai un ochi vână, deci te-ai bătut cu cineva. Ei m-au bătut, eu nu le-am făcut nimic. Cum adică ei te-au bătut? Ce-ai spus? Da, niște colegi m-au bătut, dar nu contează. Cum să nu conteze? Contează foarte mult. Spune-mi în momentul ăsta cum îi cheamă pe colegii aia. Parcă violența nu rezolva nimic. Da, când nu e vorba de copilul tău, dar când e vorba de copilul tău, tai și spânzuri. Eu nu sunt sifon, nu mă interesează, nu vă zic nimic. Așa e. Luca-l bat la jucare pentru că are Adidas ieftin și nu ai voie pe teren decât cu Adidas scump. Ce, mă? Adică îl dă scalță, îi aruncă Adidas în copac și râde el cum încearcă să ia înapoi. Cum ți-am zis, e numai vina ta. Cum adică e vina mea? E vina mea că sunt ăia materialiști? Nu, că tu ești asum. Păi. Nici nu e logic, adică pe vremea mea, ăia care aveau bani erau ăia fițoși și ăia luau bătaie, știi? Așa da. E normalitatea. S-a întâmplat de mai multe ori? E a treia pereche de Adidas. Nu, deci ăsta e din ăla, cum îi zice? Zi să-i zic. De ăla de faci în fiecare zi cu mine? Da, bullying, din ăla. Nu, o sun pe dirigint, o să dau cu ei de toți pereții. Lasă că văd ei. Nu, stai un pic, Danuța, te rog, stai un pic, hai să ne calmăm un pic. Hai să ne calmăm pentru că nu trebuie să ne grăbim. E o situație în care nu putem să... Luca e dita mai om, adică e dita mai băiatul. Și cred că nu e normal să ajungă la școală de mână cu mumă sa. Că... Îl pui într-o lumină proastă, adică își pierde respectul străzii, își pierde respectul cartierului. Știi tu, codul bunelor cartiere. Codul bunelor ce? Eu zic că așa să facem, să ne liniștim și să nu crezi că lasă așa situația. Adică o rezolv sigur. Dar că de data asta nu o să rezolve mami. O rezolve tati. Care e tata dintre ei? Ăla-i tipul. Care mă la slab? Eu zic să nu ne luăm după aparență. Vezi că în liceu eu eram foarte slab. Dar eram tatăl lor. Bine, era o chestie de atitudine. Păi hai, du-te și discută cu el și... Și acolo sunt Adidas și lui Luca. Nu, m-a descălțat băiatul, bă, nu e incredibil, mă. Eu trebuie să mă duc să-i învăț pe răsfățață și te-au o lecție. Cum, doar nu te gândești și tu să-ți pui mintea cu un copil. E un copil, ce naiba? Tu nu vezi că e mai mare decât noi? Uite că tahă într-o e. Dacă ți-e frică, Emile, stai aici. Eu stau aici, da. Mario, ce-i drept, mi se pare un pic ciudat. Trei bărbați bine făcuți cum suntem noi să mergem să ne luăm de un puști, nu prea e ok. Bă, și ceva? Ia rămâneți voi aici, acum rezolv eu.
Să-i pui să sară la castană. Las că știu eu ce îi pun să facă. Băi, stai mă așa un pic, că am o vorbă cu tine. Cu mine vorbești? Da, cu tine. Ia zi, îți place așa să descalți oameni cinstiți și săraci? Hm? Cine-i mă loserul ăsta? Zici că e de la emisiunea Viața pe Minus? Bă, fiți atenți aici, că v-ați luat de familia Cuc. Asta înseamnă că v-ați luat de cucul meu. Am vrut prima oară să săriți la castană, dar m-am răzgândit, că sunteți prea mari. Așa că o să vă bat de să vă sune apa în cap. Ivan! Ah, aveți bodyguard? Dar nu-i problemă, stai așa un pic, că am și o ajutoare. Johnny, Emile, haide mă, că ți cau bodyguard ăștia, șmecher! Hai, coa! Stai așa un pic. Johnny, Emile, stai! Stai, mâna. Acum! Ah, tu erai! Credeam că e poliția. Aolo. Mă anunțe că e Mario prin vreun șanț, te sculți, că nu-mi răspunde la telefon. Păi stai mă, că în șanț înțeleg, dar de scurs de ce? Lasă, că e poveste lungă. Ce-i acolo? Ce-i acolo? Am făcut mă niște vinete și am zis să vă aduc și vouă, da. Iami, mulțumesc. Plăcere. Tata? Ce-ai de... Slăbănugul la măcos. Să aibă el bodyguard. E regulă, tata. Uneori ce mai și ei. Nu, tata, nu mi-am luat-o. N-am vrut să dau drumul la brațe și la picioare, că dacă dădeam drumul la brațe și la picioare, îi distrugeam. Și n-am vrut să mă cobor nici la nivelul lor. Dar stai așa liniștit, că nu-i problemă. Dar mai că mă scos din sărite. A, bă, tata, că mi-a înghețat picioarele! Nu ține mâna mai jos, mă, Emiluț. Păi încerc, mă, dar nu vezi cât anamii la ești? Băi, vezi că am greutatea ideală pentru vârsta mea. Hai, lasă asta, du-te și ia Adidas-ul de acolo, cu doar în spate. Băi, hai! Să nu ierți pe ăștia pentru ce ți-au făcut. Mă! Nu! Bă, și încă ceva, vezi că dacă nu reușim, nu știu, mergi la un magazin și ții niște șlapi. Vorbă serios. Nu. O să-l lovesc acolo unde doare cel mai tare. Au, David, să n-ascuzi la ce zice, tati, că zice foarte prost. Răzbunarea e arma prostului. Omul deștept se duce la poliție și face o plângere. Ce vorbești, mă? Chuck Norris se duce la poliție și face o plângere, nu? Chuck Norris. Băi, tata, toți ăștia șmecheri, Van Damme, Chuck Norris, Arnold. Nu merge niciunul la nicio poliție să depună nicio plângere. Ai văzut-o în un film să aducă cineva așa la poliție să depună o plângere? Nu știu, nu mă uit la filme cu oameni de 80 de ani. Băi, Mario, nu pot. Vorbesc serios, nu pot! Oh, Doamne! Au!